Bună seara, Marian! Bine ai venit! Bună, Iuliana! Sunt <laughs> <dinar> incendiar! <laughs> Binar electric în seara da, asta, da. în, în liniște și în pace. Tu ai propus să vorbim despre, sau să suferința. începem cu suferința. Da. Să vorbim cu, despre suferință, că din ce cauză, în ultimele registrări am observat că multă lume se confruntă cu chestia asta, cu acceptarea părinților. Da? Părinților, da. Și să, să spunem niște chei pe care, dacă nu le înțelegem, în profunzime mereu să ne lovim de suferință. Adică da. de ce suferim? Suferința este necesară cumva până la înțelegerea unui lucru că fiecare și a un rol ca să ne aducă în acceptarea vieții așa cum este. Da. De fapt suferința vine când ne luptăm cu viața, dar noi ne luptăm pentru că nu știm de fapt cum, stau, cum stă jocul în în profunzim. de exemplu. Suferința vine când nu avem cum să ne raportăm și ne raportăm mereu la exterior. Și dacă facem anumite chestii și le înțelegem că, în primul rând, pași normal și pași din ăștia practici, dacă înțelegem că părinții ne-au fost aleși de Dumnezeu și părinții ei se schimbă numai când noi ne schimbăm din interior, da? Deci ei nu pot să se schimbi, pentru că noi avem chestia asta, egoare are așteptarea să ei să se schimbe înaintea sau cumva să ne iubească cândva, când îi spunem de învățături. Nu, este că noi ne schimbăm prin învățături și practicăm, ei atunci se schimbă. Deci, de fapt, ei se schimbă când noi ne schimbăm unghiul din care îi privim, atât. Când da. noi suntem în înțelegere față de ei, când înțelegem că ei au făcut ce au putut, dragii de ei, când ei s-au jerfit... Când ei nu puteau să facă altceva decât exact ce au făcut. Când, când ei, de fapt, și-au luat rolul și-au făcut nici mai mult, nici mai puțin, Dumnezeu le-a dat ordin să nu, să, să nu ne iubească, să fie reci sau să fie exact cum au fost. Noi înțelegem că abia atunci putem să-l găsim pe Dumnezeu, pentru că ne punem întrebările de ce s-au comportat așa. Deci, cu cât am avut mai multă suferință în trecut și cu cât o vedem ca o binecuvântare, pentru că suferința aia, cu cât e suferința mai mare, cu atâta căutare este mai profundă, spre el, spre Dumnezeu. Deci, chestiile astea care ne vin, dacă le înțelegem și le dăm, nu numai o conotație pozitivă, să înțelegem că o suferință poate să fie... Adică mereu noi, noi, ne raportăm numai la noi, la suferința noastră. Dacă ne uităm la ceilalți, sunt mulți care au o suferință mult mai mare decât a noastră. Clar, clar. Nu? Deci aș începe cu chestia asta, cu suferința, adică cu părinții să înțelegem, în primul rând, adică să facem pace cu, cu amândoi părinții, nu? Asta este, cred că este o, este o cheie foarte importantă. După aia, știind altă cheie pe care Marius ne-a spus-o acum, în ultimul timp, că exteriorul este deja generat. Da, am deci, am zis, a zis de cu... mult, de mult zis. A zis o de mult dar da. acum o repetă mai mult pentru că cu cât înțelegem și și ne însădim în subconștient că exteriorul e deja generat, nu mai avem cum să avem tendința să ne luptăm cu, adică poate să fie tendința asta automatizată, dar cumva ajungem într un punct unde ne dăm seama că nu mai avem de ce să ne luptăm cu el, pentru că el este deja deja generat, adică este evident că nu ai de ce să cu un exterior, care Dumnezeu este la butoane și acolo El îl schimbă cum vrea. Știi? Adică cumva dacă avem cheile să facem pace cu părinții, știm că exteriorul este deja generat, suntem atenți la reacțiile pe care le avem, atunci cumva dispare și suferința încet, încet. Adică nu, nu ne mai vine, pentru că dacă noi facem pace cu exteriorul cumva și nu ne mai luăm de el, nici exteriorul nu mai are cu ce să ia de noi din interiorul nostru. Deci exteriorul vine exact să ne lovească cu nemulțumirile care le avem vis-a-vis -vis de exterior. Exteriorul înseamnă și părinți, înseamnă să nu ne ni comparăm nici cu Marius, nici cu nimeni, să ne raportăm numai noi la Dumnezeu. Adică noi, dacă avem pe cineva care chipul ego spune că mai avansat, el are exact aceeași nivel de iubire în interior. Și tu, Iuliana, și eu, și Marius, toți suntem la fel în interior. Suntem, uh, nu, adică sub aia de iubire, steluțele la de fericire, noi cu toții le conținem în aceeași cantitate. Adică aceeași bucurie este în fiecare din noi. Da. Yeah. Dar noi, noi, din oglinzile pe care ne vin, ar trebui să ne luăm, nu cum e albina aia, ne luăm nectarul ăla, adică ce se aplică în experiența noastră de viață, nu? Da, și da. atunci le folosim ca practică să vedem unde duc experiențele. De asta, că unul care chiar vorbeam azi cu el, dacă el prin rugăciuni, el crede că pe acolo îl găsește pe Dumnezeu, eu ziceam, adică eu pot să-i spun, uite, nu e neapărat că așa ajungi la Dumnezeu, este drumul tău. o să ajungi într-un punct unde o să suferi, dar este perfectă și suferința, pentru că ai să înțelegi că nu, a, nu a, adică ăsta e drumul tău, tu ți-l ai ales în. în, în în realitatea ta, asta este drumul pe care ți l-ai ales să-l să iei. Deci nu putem să spunem că niciun drum nu este într-un fel sau nu este niciun... Fiecare drum totul la Dumnezeu duce, unele drumuri o să ducă cu mai multă suferință și cumva eu văd că suferința asta este, de fapt, căutarea noastră profundă spre El, știi? Dar de multe ori ne prindem în bucla asta că vedem suferința și noi fugim de suferință. asta este, nu? că diferența, adică cumva, cu ce, cine ce spune Marius, el când a venit pe pământ, trecând prin atâtea reîncarnări, el a știut să, să caute suferința. Deci el a văzut ca ceva benefic. Noi am fost programați să fugim de suferință și dăm de ea mai mult, știi? Pentru că noi, inconștient, fugim de suferință, noi ce facem? De fapt, ne poziționăm înspre lumină, căutăm numai lumina și dăm mereu din tuneric. Mm -hmm. deci, Inconștient o facem, dar tot într o căutare pentru că așa am fost programați. Am fost programați să căutăm numai lumina, da? De asta și la hinduși și la indieni este să căutăm iluminarea, nu? Și dacă e cuvântul iluminarei, este ai, care înseamnă eu, în română, luminare. Deci noi căutăm numai lumina. Deci noi căutăm să luminăm numai pe diavol. Că ai eu ăla, eu ăla, numai diavolul folosește. Da? Și noi ne identificăm cu diavolul ăsta, inconștient, pentru că ni s-a spus eu, 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 repetat, și asta ne-a și spus, caută iluminarea, caută să te iluminezi, deci să, să, ai o țintă, nu? Iluminarea asta vine că nu o mai cauți, dar nu știm asta, pentru că toate metodele și toată metodologia, toate tehnicile, rugăciunii, yoga, meditații, orice tehnică, orice inițiativă pe care ego o ia și o proiectează, duce la suferință. Din ce cauză? Pentru că Dumnezeu spune, nu ai ce să proiectezi eu proiectez lumea asta. Numai eu pot să spun că sunt eu ăla pe care noi îl căutăm. Ego-ul da. căută, da. nu? Da. Știi? Și atunci dacă tu te duci mereu spre lumină, dai mereu din tuneric. Ei, când dai din tuneric, trebuie să accepti și în tunericul, că asta este ultima realizare. Că dumne... ăsta, Marius a spus foarte tare. Când îl vezi pe Dumnezeu că este și pe negativ, adică dacă el a creat bine, l a creat și rău. Dacă tu vezi că și un omul ăla care te trădează mincinos, îl vezi care are aceeași cantitate de divin, conștient, și el își ia doar un rol ca să-ți arate ceva din interiorul tău și ca tu să-l accepti orice ar fi, atunci automat și opusele se unesc. În da. momentul ăla. Uh -huh. Și nu mai ai cum să mai împarți în bine și în rău. Pentru că atunci tu vezi în amândouă pozițiile chestii Dumnezeu și atunci tu te poziționezi pe, pe neutru. Adică nu mai împarți și atunci îl simți pe Dumnezeu cu adevărat, pentru că, că, tu vezi realitatea asta împărțit din cauza că ai fost învățat să împarți. Noi am fost Ia. învățați de mii să împărțim, nu? Deci asta ne-a a fost, cum să zic, ne ni ne s-a, inoculat ideea asta să împărțim cât mai mult. În orice, în orice domeniu, dacă te uiți, fiecare caută să ajungă în vârf, fiecare are o țintă, fiecare din noi vrem să fie mai mai știe să fie mai puternici, mai. Uh -huh. uh, știe și de multe ori uh, și în afaceri, mă uit, avem tendința să călcăm pe cadavre, numai ca să ajungem la ținta respectivă. Nu ne interesează ce se întâmplă. Da? Facem, facem tot posibilul să, să, să forțăm realitatea ca să ajungem într-un într -un anumit loc. Și când ajungem acolo, ne dăm seama că, da, a fost o experiență, dar nu e acolo fericirea. Știi? Adică nu este... Nu-i Dumnezeu acolo. Este doar o căutare spre El, dar ne dăm seama că abia când ne oprim să facem lucrul ăla, căutăm cumva să facem altceva. Adică ne dăm seama că în locul ăla nu este chiar Dumnezeu. Adică în suferința aia îți dai seama, a, am făcut lucrul ăla, a fost necesar, dar nu este fericirea adică de care ne vorbește Marius, adică care nu-i pământeană. Nu este o fericire care este lumească, în primul rând. Este fericirea asta sau, sau bucuria asta de, de a simți pe Dumnezeu este când, când nu mai căutăm nimic. Și drumul, adică, din perspectiva mea, drumul cel mai rapid ca să-l să 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 simți cu adevărat, adică să-l trăiești și să înțelegi că ești una cu el, este când tu oprești toate tehnicile, conștient, adică nu mai faci niciun absolut nicio tehnică. Adică, dacă ajungi la învățătura asta lui Marius, cumva dacă înțelegi că tehnicile alea, fiecare din tehnică, îți aduce o suferință, ai alegerea. Ori vrei să suferi, ori nu vrei să suferi. Este simplu. Adică e, e o alegere personală. Poți să o faci în continuare, dar să vezi că nu te duce nicăieri. Deci acum, conștient, poți să alegi. Pentru că înainte n-ai știut. Ai fost, cum să zic, n-ai avut cum să te raportezi. Pentru că atunci, eu când făceam yoga, asta am și spus în ultimul binar, eu când stăteam două ori nu eram bucuros că stau numai două ori în cap. Vreau să stau două ori și un sfert. Am zis că dacă fac o leacă mai mult, îl ajung, îl ating pe Dumnezeu mai mult. Pentru că nu aveam cum să mă raportez la altceva. Atâta știam în realitatea de atunci. Nu, nu știam, nu, nu știam altă realitate. Și dacă nu aveam altă perspectivă de, de a vedea realitatea, realitatea aia, ego mă păcălea că este singura realitate, asta e, e finalitatea, adică acolo s-a terminat totul și continuu să face adică continuu căutarea spre exterior, fără să știu că exteriorul e deja generat, fără să știu că cel din fața mea e Dumnezeu, fără să știu că îmi critica mama, deci atunci eram într-o critică foarte puternică, știi? Și cumva de asta, se și de asta și trecutul și viitorul era foarte activ, pentru că eu împărțeam fără să-mi dau seama o făceam inconștient. Adică dacă făceam yoga mai mult ca altul, când mă duceam în clasa de yoga, îi vedeam pe ceilalți, uh, cum să zic, mai jos sau mă, mă poziționam, că cumva stau Ia. mai mult în cap. <laughs> păi, de asta am dat și de dolari. M-am dus la cel mai tare yogin, adică care, să fim serioși, ăla stă cu capul pe, uh, cum să zic, pe, pe uh, capacul de uh, de din ăsta, capacul de cum se numește? Uh, descurge. Cum se numește? Canalizare? Ca, pe canalizare, exact. El da? stă cu capul pe de canalizare fără să folosească mâinile. Deci el stă efectiv în cap. Fără să aibă nicio mână, nimic așa. Am zis, doamne, tu îți dai seama ce nivel de Dumnezeu are omul ăsta? Adică da, el cum... e la ultimul nivel. Da, cum? Deci, eu, Nu, deci nu era... De asta venea și, și roi de oameni. Adică... Cum să zic, când ai o chirie de 50.000 de dolari pe lună în New York, înțelegi? Că nu vreau să dau niciun nume, nimic. Normal că ești un maestru yoghin, adică despre ce vorbim? Tu ca să stai cu capul pe canalizare și să nu mai simți canalizarea și să nu ai nici mâinile, adică îți trebuie o practică, știi, dar este tot o practică spre exterior, nu o să fii niciodată bucuros. Pentru că și el spunea în, în, în satsangurile lui care le făcea. Ziceai, îți trebuie o anumită experiență ca să ajungi tu la iluminare. Nu ajunge oricine, știi? Adică împărțeam bine și rău. Nu spunea de -a, de -a, de -a. că tu ai aceeași cantitate de Divin și tu ești deja Dumnezeu, ești tu una cu el. Cumva te, te bloca ca, ca să faci anumite tehnici, să te duci la clasele lui, e inconștient că lui a luat 40 de ani să ajungă în poziția. Aia. Deci, tu, normal, din poziția de zero, trebuie să urmezi 40 de ani de practică continuă ca să-ți dai seama că eu o bălărie. Ia. Că la sfârșit mi-am dat seama. Eu acum, eu, adică înțelegând cum stau lucrurile cumva cu învățătura și practicând, mai serios am luat-o așa și am zis, hai să văd unde duce, că mi-a mi, -a, mi -a plăcut mereu practica. Mi-am dat seama că lucrul care l-am făcut, da, atunci era, atunci, a, aia era căutarea spre Dumnezeu. Asta m-a adus aici. Dar mi-am dat seama că acum sufletul nu avea nevoie de lucrurile alea. Adică acum când conștientizez ce înseamnă sufletul, când îl simt, îmi dau seama că Sufletul nu are nevoie nimica din lumea exterioară. Absolut de nimic. Nimica din lumea asta exterioară o să-i aducă lui vreo, vreo fericire. Știi? Nici soția, nici mâncarea, nici nimic, nimic, nimic. El are nevoie de experiențele astea ca să înțeleagă că nu are nevoie de lumea asta. Deci, un paradox. Mm -hmm. Asta văd. Paradoxul ăsta, dacă noi îl înțelegem și îl facem pe opus, vedem că cumva realitatea se schimbă. Adică, realitatea se desprinde de noi. Pentru că noi facem opus la ce am fost învățați. Și făcând traseul invers, nu? cum ne spune Marius, observăm că realitatea asta e complet diferită. Adică ne detașăm de realitatea asta, de matrixul ăsta, de, de 3 d ăsta. Tu cum vezi, Iulia, la chestia asta? În primul rând este o mare piedică împărțirea asta în bine și rău. De aici pornește. Pentru că omul, cum zice Marius și repetă de o mie de ori, nu vrea să-l vadă pe Dumnezeu și în partea mai puțin plăcută. Vrea să-l vadă numai în uh, bine, în sau ce crede ego-ul lui că este bine. Și dacă ne uităm și ne ce ne înconjoară, vedem că toate au două fațete. și Nu pot fi desprinse. Adică, e noapte, zi, e uite și noi când uh, inspirăm, res, expirăm, da, respirația este in-out, uh, totul este, altfel nu am putea să apreciem. Deci n-ai cum să, să simți fericirea dacă nu simți suferința. N-ai ști că ești fericit, de un să... N-ai cum să te raportezi, nu? Asta nu, zici. Nu, 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 nu. Da, nu. și plus că n-ai cum să le desparți. Adică sunt fațetele aceleași monezi. N-ai cum să, să spun că vreau moneda, dar nu mai partea asta că îmi place mie mai mult. Nu ai cum. Plus că suferința mie mi se pare că este o etichetă. E o etichetă pe care o punem noi unei situații, anume pentru că n-a ieșit cum a vrut ego-ul nostru. Pur și simplu, așa. Și asta am făcut, nu? Asta poate mai facem încă, pentru că ego-ul este destul de versat și știe pe unde să se ducă și cum să te prindă, dar e bine și așa. Și ce să mai zic de, de suferință? Suferința e cum... Uh, Vine cumva. Uite, acum tu ai vorbit și de părinți. Într-adevăr, cred că e o problemă generală cu, cu suferința asta care chipurile ne-au dat-o părinții. Vai ce ne-au dat părinții suferință. Dar, în primul rând, cum mai zis și dacă nu facem pace cu ei, ei sunt rădăcinile noastre. Ca și când am fi un copac. Adică n-ai cum să-ți negi rădăcinile. Că tu ești nimic fără ei. Da, e și nimic. tu ai crescut datorită lor. Datorită lor, da. Sacrificiului pe care l-au făcut. Da. Știi? Și nu există coincidență în lumea asta. Toate sunt atât de bine stabilite și calculate de Dumnezeu. Deci dacă ne-a fost dat să venim în familia respectivă, păi este cel mai mare bine care ni se putea întâmpla. Cum ajungem să vedem cât cel mai mare bine când judecăm părinții? Păi, cum am cum ai, cum cum ai ajuns eu? Eu am, a, da. am auzit atâtea și atâtea povești, dar ai, ai atins și tu puțin când ai vorbit atâtea și atâtea povești încât mi-am zis, bă frate, eu n-am de ce să fiu supărată pe oamenii ăștia. Adică sunt alții care chiar au făcut lucruri, care chiar să zici că ai putea să îndreptățești un pic, un pic <laughs> ego știi? Dar părinții mei că ce? Că pur și simplu așa au crezut ei de cuvință că fac un bine, știi? Și probabil că toți părinții, la rândul lor, așa au crezut de cuvânt. Atât au putut. Atât au știut. Dar asta, putut, ăsta și știut, ăsta nu e întâmplător. Pentru mm -hmm. că vin și pe programele noastre vechi. Deci noi, da, și, și, și vin pe programele părinților lor. Pentru că eu am zis, da. uh, chiar astăzi mă gândeam de ce mama nu mai iubit? Păi dacă ea n-a fost iubită, ea n a știut ce ai iubirii. Ea a zis că iubește. I-a zis că iubește. -a atât a văzut că da. s-a raportat la mama ei și atunci i-a trimis și... programul ăsta mai departe, de fapt, nu? Ne trimite la, trimite la, la copii până se prinde da. unul din generație. Adică mi-am dat seama de ce eu am fost cu moți în frunte, adică de ce am fost om de afaceri și ei nu au fost. De ce s-au întâmplat lucrurile pe opus? Cumva Dumnezeu sau cumva când am venit aici, mi-am ales rolul ăsta, uite, am să vin și am să fac pe opus totul. Deci cumva, cum ai zis și tu, totul este, nu este la întâmplare, nu? Și... Dar nu dacă ne alegem roluri, pentru că până la urmă noi știm că tot el face totul. Noi da, doar... dar cred că, cred că, cred că vede când, pentru că mă uit la o chestie, îți dă și energia necesară să schimbi uh, macazul. Adică prin tine o să schimbi macazul familiei Clar. când simți când simte că sufletul ăla e mai cumva e mai pregătit să facă lucrul ăla. Adică Îți dă poate mai multă suferință, dar cu, în același timp îți dă și mai mult suport ca să faci, adică cumva să înțelegi, să ai o înțelegere mai profundă, nu? La ce, Hai să cum zice, stau cum, lucrurile. cum a zis Marius, Marius a zis la un moment dat că s-ar părea că dacă nu am ajuns la învățătura asta, e ca un dar, ca un har. Da? da? Dar acum, dacă să ne imaginăm, știi, Adică, avem în spate o generație întregi care ne-au ajutat ca noi să ajungem în punctul ăsta. Ei au făcut lucruri, au făcut acolo, s-au -au sacrificat cumva, dacă privim de la alt nivel, ca noi să ajungem în punctul ăsta și noi să putem dizolva și să avem acest rol, să zicem, așa, de a dizolva programele din neam. Da. Eu așa-i văd că ei s-au sacrificat, da? Și plus că am mai ajuns la o concluzie. Că, de exemplu, dacă. Am fost neiubiți. Nu e întâmplător. Neiubit e ca să știi cum e să fii neiubit și să știi să dai iubire. Da, aici e foarte bine punctat, dar noi nu știm că noi suntem cei care trebuie să facem primul pas înspre iubire. Da, noi așteptăm. Așteptăm mereu pentru că da. nu, ni s-a arătat modelul ăsta de a aștepta iubirea, cum au așteptat-o și ei. Da. Și atunci, chiar dacă ei au fost treci, cumva noi căutăm dintr-un ego pe cineva care să ne iubească mai mult ca ei. Da. Știi? Da. da. Adică eu că -am ca intrat ei în... să ne umple cu ceva, cu ce. Da. <coughs> deci tot da. din în exterior, suntem pe exterior mm -hmm. total. Da. Da. Și asta este de fapt. De acolo vine și suferința, că noi căutăm în continuu pe cineva care să ne completeze. Ne se spune da. jumătatea da. ta, ni se spune, că să. De asta și, și femeia cumva, când intră într-o relație, vine cu. O sumedenie de, de cerinții, nu? adică vine cu lista deja făcută, își creează da, un model, da. își da. proiectează un model. Eu nu zic că bărbatul nu, nu are de lucrat în direcția asta, că și noi câteodată vrem o anumită femeie. Adică și noi avem chestia asta, dar tot de pe partea de la mamă, că vedem că mama făcea lucrurile și spunem... Da, e bine da? să vrem și bărbați da. și femeie să avem noi fanteziile noastre, și. Fanteziile. pentru că oricum ni le, dărâme, ni le dărâmă Dumnezeu. Ne le dărâmă cu toată frumusețea. Da. Adică, mă gândesc dacă mie mi-a dat o femeie care să nu iubească, cumva eu pot să o iubesc mai mult și cumva m-am împins înspre Dumnezeu mai puternic. Adică, și rolul femeii când ea păi nu și iubește. Iată. Și dacă privim, da, mă ajută. Maria, puțin priv, priv, privim altfel, am putea spune că putem spune noi că ea nu iubește? Poate din contră că ea iubește. Și ea să manifestă din iubire în felul ăsta ca să te ajute pe tine să ajungi la Dumnezeu. Da, da, sau nu neapărat că poate nu știe să iubească, a învățat de la mama ei atât să iubească, să fie rece, să zic. Și pe mine pentru că eu văd lucrul ăsta conștient, eu nu pot să am o cerință de la ea E exact ca cazul mamei. Adică eu nu pot să-i spun mamei de ce nu mai iubit. iubit. Se repetă istoria, știi? Și atunci da, da, eu, da. eu trebuie să am recunoștință și față de ea, pentru că și față de mamă. Eu trebuie să mă împac cu toate rolurile pe care Dumnezeu le ia, inclusiv cu soția care este neiubitoare. Dacă ea nu, da. nu știe să iubească necondiționat, eu nu pot să o judec sau să o critic, de ce o face, pentru că ea nu este conștientă. Exact ca mama. Deci, automat, dacă eu am înțeles chestia asta ca bărbat trebuie să fiu mai îngăduitor, trebuie să îi să, să dau spațiu, să o înțeleg, să fiu mai indiferent la ego-ul ei, adică să fac exact mecanismele pe care le spune Marius și ea mă ajută cumva, mă propulsează în spirit divin, pentru că eu dacă sunt indiferent și dacă ea vede că nu o bagă în seamă cumva, își pune și ea întrebările, măi, dar de ce bărbatul ăsta face lucrurile astea, adică de ce îmi dă libertate, de ce nu încearcă să mă schimbi, deci, de adică, cumva încerc și eu să. Nu încerc, adică fac un model în care ea să vadă că nu-i pun nicio condiție și atunci, spune, opa, dar chiar mă simt iubită necondiționat pentru că n-a făcut nimeni asta pentru mine. Știi? Da, da. Și în, în poziția aia îi dau libertate. Și în libertatea pe care ea o să o simtă. Că o să se trezească sau nu se trezească, nu, este, nu mă interesează finalitatea acțiunii. Mă interesează doar ce pot să fac în fiecare zi, nu? Ca să fiu în Divin. Ce înseamnă? Adică da. să nu împart, să nu judec, să mă văd de treabă, să, să înțeleg că dacă eu sunt în starea din non-dual cumva, cât reușesc. E Dumnezeu acolo și el rezolvă programele și ei. Adică cumva e implicat Dumnezeu în tot procesul da, ăsta. Da. Și dacă conștient îmi dau seama că singurul lucru care pot să fac e să fiu cu Dumnezeu, îl las pe Dumnezeu să-și facă treaba. Nimic altceva. Pe mine m-a ajutat foarte, foarte mult uh, explicația în care, care, spune că fiecare din noi avem universul lui. Fiecare. Deci eu am universul meu în care eu, uite, te-am programat pe tine, te-am proiectat, <laughs> Într-un zoom și tot așa. Și în universul tău, tu poate faci, nu știu, ce altceva. Îți faci de mâncare sau te plimbi sau dormi sau uh -huh. orice altceva. Da? Și dacă toți oamenii care vin în, în universul meu nu sunt decât eu și cu Dumnezeu, adică cu toți oamenii care vin și care îi reprezintă pe Dumnezeu. Și este foarte simplu, e cam asta e situația. Și, adică eu, de exemplu, sau să zicem că eu vorbesc cu tine și tu ai o nelămurire, da? Și spui, uite, asta, asta, mi se întâmplă, viu cu să te plângi, cu niște plângere acolo. Deci e clar că eu voi vorbi cu tine doar despre tine și Universul tău, să zicem, că ar... ne imaginăm o discuție. Dacă e să mă duc să vorbesc cu soția ta, aș vorbi cu ea și despre Universul ei. Și despre mm -hmm. ea și Dumnezeu ei din -un Univers. Mm -hmm. E tine, despre tine și Dumnezeii tăi din univers. Deci noi nu avem nici, eu așa înțeleg de la Marius că și el e bărbat, dar noi nu avem în universul nostru pe nimeni de, de criticat, pe nimeni de acuzat, pentru că în universul nostru ei sunt Dumnezei și atâta tot. Am înțeles, adică tu vorbești numai raportat la universul celuilalt, cum ar veni. Dacă vrei, vine să întrebe ceva. Mm -hmm. Dacă da. vine să glămurească, vine să are nevoie de susținere. Deci, mm -hmm. adică, uite, ca, de exemplu, când vine cineva și spune da, ta da, mama mea, nu ai treabă cu mama lui, tu ai treabă cu el, cu persoana, asta, stai puțin, că mama ta ți-a vorbit despre tine. <laughs> Sau înțelegi, cam așa, mm -hmm. așa fac susținele după cum am a înțeles de la Marius. Adică el să se, se raporteze la Universul lui da, la Dumnezeu și să nu critique exteriorul. Tu așa faci cumva. Adică să, da, să, recuno să, să recunoască că exteriorul e deja generat, cumva da. și el să se raporteze mereu la interiorul lui. Asta exact. face. Da. da. Și să vadă mm -hmm. în jurul lor, nu contează ce etichete au ca să așa de etichete. Că mama mm -hmm. este etichetă, tata etichetă, soți etichetă, soția etichetă. Deci sunt etichete. Dacă pui în față Dumnezeu, soț, Dumnezeu, tată, Dumnezeu, mamă, s-a terminat. Cu cine să te mai superi? Pe cine să te superi? Pe cine să te mai revolți? n ce să da. faci. Pentru că în universul nostru toți sunt doar Dumnezeu. Eu și Dumnezeu, e atâta. Da, dar e mai, e mai complicat să-i vezi Dumnezeu cât timp nu, nu folosești și alte trucuri, adică trucuri chei okay. Adică, cu cât folosești mai multe chei în procesul ăsta, cu atât ți mai ușor să-l vezi pe Dumnezeu în față. Putem Știi? face, eu zic să rămânem pe suferință și putem face mai multe mini podcasturi sau mini binari să luăm da. fiecare cheie în parte și să o despicăm da. și să vorbim da. pe lari despre ea. Ca să da. nu. Dacă sunt prea multe informații deodată, poate ne. Pierd. Da, ne pierdem în detalii prea mult. Da, Da. 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 Dar Suferi, mie suferin... m mi-a zis de atâtea ori că, zice, mm -hmm. păi, zice, în fața mea eu l am pe Dumnezeu când mă uit la tine. Păi dacă tu îți dai masca jos, zice, eu fug. <găuși> da, pentru că, pentru, pentru că el a văzut pe Dumnezeu cu masca da. asta, încerc să zic. Noi, noi, da. noi chestia o vedem mental și ni mai greu să credem chestia asta că este un Dumnezeu în spate, știi? Da, da. De asta e foarte important cumva, cum spune și Marius, să avem toate cheile, uh, cumva să deschidem toate ușile în același timp, adică să avem toate aliniate într-un fel, da. că atunci, dacă știm mai multe chei și le folosim în același timp, îl vezi automat și pe Dumnezeu mult mai, mai ușor. Îl în vezi, celalalt. îl simți. Da, îl simți, în primul rând. Da. Îl, simți, da. îl simți în primul rând că e în tine și nu te mai judeci. E da. o mare chestie să facem și un binar despre, de ce ne judecăm. Când, da. când, știi, când, când de fapt Dumnezeu e în noi și noi nu conștientizăm că L-atacăm direct, e o luptă da. direct, directă cu El. Știi? Da. Și, și cred că de multe ori plecăm de pe planul ăsta din cauza uh, îndrăgirii astea a luptei cu El, dar fără să fim conștienți că o facem. Asta e altă chestie, știi? Adică nu știm. noi, Nu da. știm che, cheile astea și dacă nu avem anumite chei, facem mecanic un lucru pe care îl vedem în jur. Da, sigur. Clar în același timp când vedem pe Dumnezeu pe lângă noi, să nu uităm că Dumnezeu este și în noi. Adică la ce folosim, ne folosește chestia asta? Să nu ne învinovățim, auto-învinovățim. Da? Facem, ne străduim să facem tot ce putem noi. Bineînțeles că tot Dumnezeu lucrează și tot Dumnezeu face până la urmă totul, dar și dacă Dumnezeu dorește ca ego-ul nostru să o ia razna la un moment dat, E ok și asta. Adică nu da. mă învinovățesc, nu-mi tai venele, nu încep să cad în depresie și nu știu ce. Da? E ok. Data viitoare asta e. Când vine testul, poate voi lua o notă mai mare. Da. Știi de unde cred, vine și partea asta cu autovinovățirea. Uite, chiar să facem un, un podcast pe, pe temele astea. Cla Aici a, e un cla program clasic. puternic la mulți. Da. Da. Din multe da. ori adică și chestia asta cu, uite, azi chiar am făcut înregistrare așa în mare despre lucrul ăsta, dacă tu nu-ți părin, părin părinții, da, să zic, da. și tu vezi că n-ai fost iubit, da, de mama noi nu conștientizăm că critica aia este la Dumnezeu, da? Nu-l vedem da. pe Dumnezeu, spunem că e mama divină, da? Bun, nu-l vedem pe Dumnezeu, oricum, mama... Uh, nu mai iubit suficient. Da? Sau mama mi-a dat mâncare acidă, cum a fost Ia. în cazul meu. E, critica aia se amplifică în fundal și ne, vine, ne vin loviturile din față prin alte oglinzi. Că Dumnezeu nu ne vine uh, ca lovitură, dacă tu ai criticat-o pe mama, neapărat numai mama te lovește din față. O să-ți vină șeful, îți dă o lovitură în față și nu știi de unde este. Da. Este exact critica care este în subconștient la adresa ei, care îți vine prin șef. Și noi nu putem să facem corelarea, adică să înțelegem că Dumnezeu poate să-și ia orice manifestare își dorește, da. mușchii lui, nu? Adică da. să fim serioși. Da. Și atunci asta ne și sperie, loviturile alea care nu putem să le corelăm cu anumite acțiuni pe care o facem. Dar acțiunea aia poate să fie în subconștient să din mici. Știi? ne da, da. crește agresivitatea, devenim ca niște arici, și atunci ei sunt obligați să ne arate interiorul nostru. Pentru că toți, absolut toți din da. exterior care vin, ei vorbesc numai din interiorul nostru. Și dacă noi da, și dacă noi nu avem raportorul ăsta, că numai interiorul schimbă exteriorul, cum ne explică da. Mariu, sunt 3000 de binarii, da. Atunci, de asta ne și fugi în mintea câteodată și ne alune că să ne uităm în exterior ca să vindecăm exterior sau să-l schimbăm cumva, dar noi nu putem să-l schimbăm niciodată pentru că dacă ne uităm la exterior, exteriorul într-o continuă schimbare și Dumnezeu schimbă rolul de când vrea și când vrea El și cum vrea El. Da, da. Deci asta, asta zic că este foarte important de că dacă noi înțelegem chestia asta, atunci când îți vine un șef care îți dă o palmă, dacă tu accepti palma aia, și ce se întâmplă minunat? Îți vine și răspunsul de unde a venit palma Asta este. Adică în subconștient, cumva, poate să-ți vină și cheia asta zic că a, palma aia de acolo a venit sau dacă chiar dacă nu-ți vine, știi sigur că nu-ți mai vine o a doua palmă pentru că da. ai acceptat-o. Asta da. este. Adică da. nu-ți mai creezi viitor. Da. Știi? Uite, îți dau exemplu cu munca. La mine, am, am, zile trecute, sâmbătă, am băut două cafele. Am știut că trec măsura. Adică am făcut mai mult decât. Am, am, am fost foarte conștient că a doua cafea nu era necesară. Efectiv, puteam să mă opresc la prima, dar am zis, hai să încerc, hai să experimentez chestia asta, că tot îmi place ex experiența, da? În loc să mănânc un croissant, am mâncat trei. Deci mi-am făcut, mi-am lăsat ego-ul mm -hmm. să-și facă de cap. Am ajuns la muncă, două vânzări, la ultima tranzacție au spus, nu mai vrem să cumpărăm nimic. Faptul că am înțeles că este o exagerare pe care ego-ul și-a permis-o și faptul că am acceptat pe loc și mi-am dat seama măi, e ciudat că realitatea s-a schimbat așa. Adică în ultimul moment se întâmplă lucrurile. Am, am luat-o, am râs pentru că am știut, am știut că este Dumnezeu care e un test acolo, clar. Da, adică da. îți spune, uite, vrei să-ți faci de cap? Îți aduc acum o suferință. Ia să vedem ce faci cu ea. Asta, e, asta este scena care este. Doar îi pun pe ei în scenă. Da, da. Am zis, nu e nicio problemă. Dacă nu vreți să cumpărați, e perfect. N-am zis nici pâs, n-am zis nimic, mi am mi-am dat seama de testul care a venit din față. Că a fost o creație interioară. Da. Faptul că am făcut asta, astăzi la muncă am fost plin de vânzări. Din ce cauză? Pentru că eu acceptând situația de care s-a întâmplat și asumându-mi conștient că a fost da. ego-ul care a creat lucrurile și Dumnezeu, a trebuit să mă atenționeze cumva și acceptând atenționarea, eu nu am mai creat o situație de viitor. Da. Ceea ce s-a arătat astăzi la muncă, adică s-a reflectat în starea, ambientul care a fost la muncă, care a curs. Din ce cauza a curs? Din cauza acceptării care am făcut o sâmbătă. Uh -huh. Și n-am luat-o personal. Deci am văzut clienții că cumva au trebuit să facă lucrul ăla. Da. Dacă -am făcut... de deci dacă eu am forțat Universul, el a venit să mă scadă, ca să mă duc în neutralitate. Și uh -huh. atunci n-am mai văzut o suferință sau n-am mai văzut nimic rău în scena da. aia, a fost doar o scenă de teatru pe care am zis, da, doamne, de la tine am acceptat-o, conștient. Știi? Și ce s-a întâmplat minunat? Că același client care a spus că nu cumpără a venit așa și a cumpărat. Deci el îi, scump, îi mână și îi îmbărte și îți arată că da. poate să, poa să fie într-un fel și faptul că noi acceptăm, că acceptarea este, de fapt, vindecarea, eu așa mi-am dat seama, conștient, am zis, măi, cheia cea mai importantă este acceptarea, că vrem, că nu vrem, da. Ca să oprim suferința, trebuie să acceptăm ce ne vine din față. Cu cât o facem mai des, ai văzut și tu, Iuliana, îți este și mai ușor să accepti. Pentru că, lucrând cu chestia asta, îți vine ca un automat. Ăsta e un automat. Nu după le mai care bagi în seamă, cumva. Nu le mai bagi în seamă, dar devine o naturaleție. Nu mai este da, greu. Da, 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 da exact. Știi? E ca, ca sportul, știi, când când faci 100 de genoflexiuni pe zi, ajungi să faci o fără să te gândești la ele. Pentru că tu practici lucrul ăla, adică Dumnezeu prin tine practică chestia aia, îți arată, uite da. și finalitatea și atunci îți doresc să faci lucrul ăla pentru că îl simți pe Dumnezeu în fiecare moment când faci acceptare, e văzut, îi se relaxează, e ca oala aia supresiunii care, care, știi, se pune în poziția de neutru și atunci nu s-a întâmplat nimic efectiv, știi că e, și atunci cred că și în conștientă îți dai seama că tot e doar un, un joc. Da. Adică cred că și acceptarea asta, făcând-o cât mai des, îți dai seama că este jocul lui și n-ai treabă. Tu doar participi în a accepta atât. Da. De asta vorbim de acceptare, care și îngăduință, mai zice Marius, față de ceilalți. Pentru că sunt foarte importante, pentru că de multe ori nu știm de unde ne vin anumite lucruri. Nu putem să acum nu ne cunoaștem nici bunicii, nici străbunicii cum au fost, ca să înțelegem mecanismul. Dar dacă suntem îngăduitori și acceptăm, atunci, uite, dizolvăm programele așa cu ochii închiși, să zicem, știi? Fără mm -hmm. să cunoaștem prea multe amănunte. Chiar astăzi vorbeam mai puțin mai devreme cu o prietenă care mi-a ducea în față o conversație cu verișoara ei care spunea că devenise alcoolică. Și am zis, ai grijă că tu nu ai treabă cu alcoolismul ei, cu viciul ei, nu ai treabă. Ea, dacă ți-a venit în realitatea ta și a dus la fileu acest viciu, înseamnă că tu trebuie să te uiți tu la tine. Tu nu ești alcoolică, dar poate ai tu o altă, un alt atașament de ceva. Trebuie să te uiți și să vezi ce atașament ai și de acel atașament tu trebuie să renunți. Da. Deci toți care apar în realitatea noastră, care vorbesc. Cum zice Mare, spune și pe stradă. Dacă ție ți-au picat ochii pe stradă pe doi care să țin de mână, înseamnă că este din tine. Dacă ți-au picat ochii pe doi care să scuipă, înseamnă că e din tine. Da? Pentru că este... este noi suntem un microcosmos în interior și exteriorul da. e, de fapt, macrocosmos. Și, de fapt, ce avem noi ca proiecții în interior, se proiectează în exterior. În mii de da? oglinzi. În mic de oglinzi. Și care toate da. oglinzile alea, inclusiv toate, sunt în noi. Noi trebuie să da. conștientizăm că fiecare oglindă care ne vine nu este că nu este din noi sau că nu, noi le avem toate la pachet. Nu știm ce au făcut, cum ai zis și tu, străbunicul da. sau asta. Vreau să o de la el să zic și nu știi în câte reîncarnări ai venit ca să înțelegi că, de fapt, fiecare oglindă care îți vine se regăsește și, și în tine. Și atunci când tu știi că este și din tine oglinda aia, o accepți Atât. Atât da. e de făcut. Nu este Luz? greu. Cât nu este dată? greu poate ți s-a întâmplat hmm. și ție, că pe mine mă apucă hmm. câteodată una moca, așa să zic, mă ea, dar nu îmi recunosc starea, nu știu cum să o explic, îmi este hmm. străină, adică zic, bă, nu, nu mi-e proprie mie, știi, hmm. starea respectivă, așa, nu mi-este proprie, deci clar că aia vine, vine un program care iese la suprafață să fie da, Care nu-i nu din tine, cumva. Da, adică, din da. experiența, din viața asta, cum ar veni. Da, și vezi cumva asta. că e da. Da, că de la altcineva, dar nu știi de unde. Nu poți să. Să, da, da. să înțelegi, dar știi că cumva e cineva pe neam care a făcut lucrul ăla. Adică, în subconștient îți dai seama, stai așa, că nu mi-a venit degeaba. Da, exact. Vin mm -hmm. la, stingere. Mm -hmm. la Vin stingere. la stingere, da. Și ele o să vină, pentru că dacă noi le respingem și facem urâte. O să vină în continuare, pentru că ele trebuie stinse, dar ideea e că ele vor urca pe un nivel superior și vor veni mai, uh, mai intense. Da. Ele vin mai intense din ce cauză? Pentru că noi, ele lucrând în subconștient uh, zi de zi, se acumulează energia aia. Adică e o, e o energie care nu este fixată, care nu este vindecată cumva și ea se amplifică, știi? Da. da, da. Se amplifică ca frecvență, ca, ca, ca duritate și atunci, automat, că o să vine ceva, o lovitură mai mare, până tu nu o conștientizezi. Dacă tu o conștientizezi că este în interiorul tău, tu poți să o oprești. Dându-i dându, -i, dându -i o conotație pozitivă, cum am spus. Lucrul ăla trebuia să se întâmple, atât a trebuit spus. Să intri în interiorul tău, să sapi și să vezi, măi, atâtea oglinze se trimite Dumnezeu, că îți trimite exact câte oglinze ai nevoie mereu. Da. Da. Și faci pași mici și siguri, adică tu vezi oglinzile la care vin, îți spun mereu, îți te atenționează și dacă tu observi și te uiți în exterior, nu mai uh, raport, stându-te la interiorul tău să vezi ce vrea să spună din interiorul tău, cumva îți și dai seama într-un final, dacă îți vine o experiență de două, trei ore repetată, îți dai seama da. că este ceva de lucrat din interiorul tău. Plus că e ca un truc, să zicem, când suntem într-o suferință. Suferința aici intră într orice și o stare nervoasă și că tot o suferință e, nu e pace, da? Când suntem, asta o spun din experiența mea proprie și cu persoana mea și cu altele, alte fete. Eu recomand că atunci când te apucă și nu ai cu cine să vorbești, decât să, să te lași dusă de val așa și să stai și să coci în tine și să îl faci mai mare balaurul ăla, mai degrabă pui mâna pe telefon, dai un me me mesaj vocal cuiva care crezi tu că da, poate, poți vorbi cu el și nu numai că îl trimiți, dar te și asculti. Pentru că de obicei noi spunem pe gură, ego-ul nostru spune tot. Adică ego-ul nostru nu prea poate să mintă. Și când în starea aia ești atunci la cald cum ar veni, începi și dai pe gură tot, tot, tot. Și te asculți. Și ți și dat răspunsul. Nici nu mai ai nevoie să, să aștepți răspunsul celelalte persoane. Da, pentru că cumva Dumnezeu ne dă și cheia asta că ego are propriul lui limbaj care se demască. Da, da, da. Și tu, ascultându-te, de fapt, îți asculti ego-ul care se plânge, nu? Da. Și el și tu, va spune <laughs> în cuvinte spune. Da. exact da, da. care îți va, îți va da cheile, adică îți da. va spune, uite, asta, asta, la da, asta da. e de lucrat. E cumva da. Dumnezeu, că de asta spune că Dumnezeu este și în diavol, pentru că El, prin vocea Lui, pe frecvența aia, El îți spune și optește ce ai de făcut, nu? De asta, spune că, de asta spune Marius că noi pentru diavol am venit aici, să învățăm da. să numim pe diavol. Vezi, și el ne și ajută, ne și spune. Bă, uite, acolo e buba, du-te și vezi și uh, pansează meu și vezi ce faci cu ea. Da. da. Pentru da, că, Marian, noi, nu... e foarte ușor să, să iubești pe cineva care face exact ce vrei tu. Mamă, ce te iubesc! Dar ia, fă tu puțin urât și ridică o sprânceană la mine să văd dacă te mai iubesc sau îmi vine să-ți cu tigaia după ce a știi? Da, da, da. Așa este. Uite, de exemplu, soția azi mi-a zis uh, uh, poți să te rog să speli uh, vasile astea că eu vreau să mă duc puțin în afară. Nu îmi ceri des, dar uh, mi-a mi zis în seara asta. Am avut dou dou două lucruri de făcut. Ori să spun nu, adică să să, 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 o fac pe corectorul și să, să da. nu o bag în seamă, sau să zic, uite, asta nu se face, că e bărbatul, nu face asta, nu spală vasile, știi? Adică un ego din ăsta, o mândrie falsă. Sau am spus, da, cum are dragă, am să te ajut. Și s-a bucurat, i-am văzut bucuria din ochi. Da. Deci noi, ca bărbați, putem câteodată să lăsăm și garda jos, uh, adică, vezi, știi? Te... Ai specificat bine aici. Uh -huh. Ca și corector, ca și corector, poți intra doar când îți ia Dumnezeu mințile. Exact. Dar dacă tu ești într-o stare de pace și, uite, ai sta și analizat și aș putea să spun nu și să zic... să nu, no, aia nu mai e corector, deja s-ar putea să vină ție factura, pentru că tu ești în cât de cât de pace și știi care e exact care i calea. Dar când Dumnezeu ți-a -ți mințile și vrea să te bage corector, nu mai poți. Adică tu te observi că dai din gură, că faci, că dregi și nu te poți opri. Da, da, așa este, pentru că corec corecția nu vine, ca o proiecție. vine automat se întâmplă. Da, automat. Îți ia Dumnezeu mințile, pur și simplu. Și știi ce am observat? Că noi, ca bărbați, noi nu vrem să corectăm femeia. Adică e ultimul lucru. Asta spuneam. Că noi noi nu noi vedem ființa divină din voi. Da. Nu ne dorim să fim violenți cu voi. Știi? Pentru că știm că sunteți firavi și cumva și Adică noi ne dăm seama când intrăm în relație. Nu intrăm ca să vă luăm la bătaie. Nu? Da. Și, și cumva conștientizăm divinul din voi, dar suntem, cum ai zis tu, suntem puși în niște situații în care avem de ales, ori murim, efectiv că sunt situații în care dacă știm că dacă nu acționăm în momentul ăla și se repetă un anumit uh, mecanism, atunci uh, ne secăm de energie vitală, știi? Pe care da. noi o păstrăm cu mare preț cumva ca bărbați. Adică voi av având foarte multe teluric, o mică lovitură pe care voi o, o inițiați dintr-un ego fără să vă dați seama, e de patru ori mai puternic lovitura aia decât a unui bărbat, să zic, care vine în da, realitatea mea. Da. Adică vine ca patru pumni în loc de un pumn. Și atunci eu ca bărbat, eu trebuie să-mi folosesc agresivitatea ca să opresc atacul ăla foarte puternic. În ce sens? Nu că aș vrea eu să fac lucrul ăla, numai că este singurul mod în care pot să cumva să, să mă țin scut pentru familie, că și oprirea atacului ăla, noi știm că atacurile astea se duc patru generații în viitor. Da. Deci femeia, femeia, dacă înțelege că bărbatul el nu, nu devine violent că vrea el și că Dumnezeu îl pune să facă acțiunea aia ca să oprească un atac pe viitor și să-și protejeze familia și văzând că atacul ăla l-a făcut inconștient, nu? Cum ai zis? Adică știi când se face corecția că își pierde minții de bărbat și nu mai știi ce să facă și știi când el are inițiativa să se creadă corector. Aia e dintr-un da, ego. Da, adică da, folosește da. și sarcasm, folosește și anumite uh, 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 tehnici de manipulare pe care voi le cunoașteți foarte bine deja. Adică are adică, mințile un... la el, încă nu i l-a luat. Da, exact. Da. Și face da. conștient lucrul ăla. E, când nu face conștient, atunci da, îi vine lui factura pentru că el Încearcă să manipulezi realitatea, nu? Da, 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 da. Da? Iar știi ce am mai observat? De exemplu, dacă intră corector, bărbatul, și femeia cedează, uh -huh. bărbatul dintr-o dată îl și auzi, zici, iartă-mă, nu știu ce m-a apucat. Da. Este exact cum și bărbatul când cedează în fața situației, se schimbă situația din față sau se da. schimbă omul da. din față. Da, deci da. este exact aceeași situație, numai că este din, da poziții, dacă femeia o face, nu numai că, nu numai că bărbatul se schimbă, dar nici încărcați cu energie vitală în momentul ăla. Da. Se, da. se, se întâmplă o, două, o dublă acțiune, știi? Da. Ne încărcați cu energie vitală și niște și obligați să nu mai repetăm acțiunea. Pentru da. că vedem conștient că v-ați lăsat, ne-ați încărcat cu energie și atunci a doua oară nu ne mai lasă Dumnezeu să facem corecție, cumva. Sigur, sigur. Știi? E foarte nu -și important dimensiune. Nu-și nu mai are rostul, știi? Da. Că ieri am făcut un binar cu Mihaela, din Râșnov, nu, ai zis? Da, da, da. Și a spus un lucru foarte interesant. A zis că bărbatul ei îi plac cursurile astea de mașini în slalomuri. Deci, da. deci, chestii, chestii de precizii. Și a zis că el de, nu știu că 15 ani sau 18 ani, el face asta regular. Adică este un sport care el e nebunit după el și asta da. este pasiunea lui. Și a zis că, i-a zis, hai că vreau și eu să, când conduci tu mașina aia, să, să fiu și eu cu tine, lângă tine. Și faptul că a avut o frică că el o să lovească un con din ăla sau asta sau ce s-a întâmplat, exact asta i-a proiectat bărbatului și el chiar a făcut accident. Da. Și el a zis, doamne, dar ce s-a întâmplat că eu de 18 ani am făcut un accident? Și asta ne-a arătat clar că ego-ul femeii îl, îl, îl împinge pe bărbat să greșească da. pentru că, în cauza energiei foarte mari pe care ea și-o direcționează, ea proiectează lucrul ăla, bărbatul fiind legat energetic, îi se întâmplă realitatea aia și atunci el, în situația aia, normal că o să reacționeze, că el... Măi, cum mi s-a întâmplat accidentul? Deci cineva mi-a proiectat accidentul ăla, știi? Da, și asta da. ne arată clar că bărbatul nu este, el este doar o femeii femei și nu invers. Da. I-am spus că dacă era invers, nu trebuia să întâmple accidentul ăla. Adică conștient trebuia să spună, a, păi mi s-a întâmplat din cauza unei experiențe trecute. Nu, tu ai fost lângă el, tu ți-ai dat seama de acțiunea pe care ego a făcut-o și ți-a ți manifestat realitatea bărbatului, lucrul da, pe care tu da. l-ai proiectat, nu? Și am spus asta, că toate uh, cumva, nu știu, nu, nu vreau nici să generalizez, dar majoritatea lucrurilor care nu ies bărbatului este din cauza că nu este susținut energetic de femeie. Adică nu că este... are femeia vreo frică, vreo neîncădere, da. vreo știi, de aici. Da. da, da. Și, și că, stând și, și repetând frica aia și repetând lucrul ăla, având energia așa de mare telurică, ne apare și în... Materializează. Și în, se materializează în dual, pentru că ea este da. regina dualului, noi știm, da. este regina materiei, deci automat în dual o să-i vină o stricăciune bărbatului, pentru că el este conectat la devin. Da. De, asta, de asta și bărbatul este mirat de ce am starea asta, adică noi ca bărbați, fiind conectați și văzând lucrurile foarte simplu și mm -hmm. clar, mm -hmm. ne apare o situație de, de viață care nu știm de unde vine, știi? Da. Și ne, ne surprindem. Ne surprindem că noi nu știm de unde vine, că știm că facem fiecare pas clasic, nu? Da, da? da. Și atunci noi știm și finalitatea, dacă vedem viitorul. Și atunci ne apare ceva în realitatea noastră pe care noi știm că nu este de la noi și imediat Divinul ne arată, uite, de aici vine. Când ajungem da. acasă sau din conversații sau vă sunăm și vă verificăm tonul, tonalitatea, știm că ați proiectat ceva, adică în subconștientul nostru Dumnezeu ne dă și răspuns Uite, de aici da. este, știi? Și atunci noi ce facem ca mecanism? Ori suntem, ori vă atenționăm, fii atent că e ceva cu tine, de multe ori vă punem întrebarea cum te simți, draga mea? Și o să vină o mare minciună, a, mă simt bine, deci se schimbă, se pune da. masca, nu? Da. Sau dacă voi ați fi conștienti, cumva, ceea ce e un lucru foarte mare să, să fiți vulnerabili, să spuneți măi, azi n-am avut o zi bună. Faptul că ați recunoscut chestia aia, atunci și pe noi ne obligă să nu facem nicio corecție. Mm -hmm. Știi? Faptul că noi vedem că aveți îngăduința să vă asumați acțiunea pe care e go a făcut-o, dar și pentru asta vă trebuie practică, pentru că trebuie să vă vedeți că ego a creat lucrul ăla și să nu dați vina pe bărbat, sau să nu dați vina pe exterior, să conștientizați același lucru, că interiorul creează exteriorul, adică trebuie să fie prin cumva ca să înțeleagă mecanismul ăsta. Și atunci, bărbatul, dacă vede chestia aia, noi vă dăm și un extra suport din partea noastră ca să fim lângă voi, da. acolo, ca să, ca să lucrăm ca o echipă, adică să cooperăm, nu? Cum spunea, așa ales. Cooperare. Adică să ne înhorim cu voi. Da. Atunci și atunci vă este și voi mai ușor. Pentru că vedeți că bărbatul are îngăduință, este lângă voi, vă dă căldura aia, adică vă iubim necondiționat, vă, da. vă arătăm că suntem acolo. Cu toate că ați făcut o săcăci, adică nu vă certăm pe de, de lucrul ăla, știți? Pentru că conștientizăm că ați făcut un lucru care lucrați cu el. Și atunci, da. dacă lucrați cu el, și Divinul cumva spune, Hai, fii și tu mai îngăduitoare cu ea, că ea nu înțelege, dar măcar ți-a recunoscut, uite, lucrul ăsta, asta, atât am putut să fac. E, faptul că faceți asta, noi facem, adică divinul cumva ne dă și soluția cea mai rapidă ca să vă scoatem din starea aia de victimizare da. și a, Adică o să facem anumite lucruri, vă surprindem cu niște flori, să facem anumite chestii care știm că vă aduc bucuria și vă încântăm. Dar e o diferență mică aici, sau nu mică, mm. cred că e chiar mare. Depinde această afirmație din. dacă e făcută cu cu, uh, uh, cu toată inima, știi, fără să, să ai vreo așteptare, fără să mm. ai vreo dorință de manipulare, că poți să spui și tu, n-am o zi bună, așa, știi, dar să manipulezi, să mm -hmm. nu Da, dar nu-i simți. el oricum. că te vrea să te cocoloșească sau și ceva. Plus că un exemplu foarte interesant e, într-un binar cu Marius, s-a întâmplat următoarea, el vorbea, eu mi-a venit o idee în cap și am dat să o spun și l aud pe Marius cum spune exact ce aveam eu în cap. Și eu zic, a, zic, mi-ai citit gândul. Dar el în același timp zice, mi-ai transmis gândul. Da. Deci, el uh, nu a citit nimic, el pur și simplu a primit de la, la distanță. Și la distanță da. foarte mare. Da, da, nu contează. Distanța nu contează. Da. Da. Mi s-a deci... întâmplat ceva interesant cu Neluțu azi. Mi-a zis da. că am mâncat, o, am, am mâncat o pizza. Eu n-am mai mâncat pizza de vreo șase luni. Da. Și este prima dată când, în realitate, am trecut printr-un loc care efectiv nu avea nicio legătură, nu era nicio pizzerie acolo, și mi-a venit un, un miros puternic de pizza cum mâncam eu când eram mic, cu usturoi, adică mi-a -mi venit o memorie din asta și am zis, de unde îmi vine mirosul ăsta, că nu înțeleg, că căutam da, mirosul ăla da. și mi-am dat seama că el mi-a proiectat chestia, da, adică da, a fost da. o proiecție clară, că am zis, că cum, că nici măcar nu m-am gândit la pizza și dintr-o dată mi-a apărut mirosul ăsta, deci noi avem chestia asta să proiectăm celuilalt gândurile da, și... Da. Până și mirosurile, îți dai seama, e prima dată când, când simt un miros care, care s-a activat în realitate. Deci noi suntem efectiv creatori de realitate. Deci no. noi nu știm că creăm realitate și la distanță, nu? Da, pentru că nu, nu contează timpul, nu contează nu. distanța, nu, asta nu știi. sunt, decât așa... Deci oh. noi nu conștientizăm ce putere ne dă Divinul no. prin no. noi, no, știi? No, nu, nu, nu conștientizăm că avem chestiile astea, pentru că noi nu... Nu ne lăsăm de fapt, faptul că nu ne lăsăm suntem și ne creatori universului nostru. Suntem creatori da. universului nostru. Pur și simplu, suntem Dumnezei universului nostru, așa a zis Marius. Da. Deci da. noi creăm în universul nostru tot ce vedem, tot în jurul nostru, când Te uiți așa cu ochii în jurul Tău, e totul creat de Tine. Da, și ca să vedem de fapt sincronicitățile, uite cum a fost înregistraia cu nea Ion și mi-a apărut ziar cu nea, adică cuvântul da. la românesc sau bombă, da. sau ce mi-a Acolo este clar că trebuie să ne lăsăm, adică să fim desprinși de realitatea asta, ca realitatea să ia forma adică Dumnezeu te surprinde, ți arată cuvinte în română într-o țară canadiană, adică ți arată tot felul de chestii ca să ți arate că el lucrează cu alte legi, nu da. legile lumești. Știi? Da, sigur. Ca să, ca să ți arate că tu ce face lumea în general, tu trebuie să faci pe opus, că nu este adevărat, adică cumva să ți arate că eu așa arată, cum zice Marius, că este doar un joc pe care el da, îl, da. Îl, îl, îl alege și atunci ai încredere în el, ai Îți crește și credința că tu vezi că Dumnezeu face cum vrea. Pune ziar cu nea Ion, adică la mașină îți a... apare Ion, adică cum, adică îți, îți arată că este prezent. Da. Numai tu să-i dai spațiu să, să se manifeste, să te desprinzi de lume. Da. Adică, adică să lași lumea să fie așa cum este. În primul rând să lași fiecare om să, să ia ce rol vrea, pentru că ei oricum își au de care trebuie să și ia. Că vrem, că nu vrem, fiecare o să vină realitatea noastră cum îi pune Dumnezeu. Da. Știi? Și dacă și noi nu ne, vemi... Noi ne, ne luptăm cu rolul lor. De deci da. ce da. un rol? Și este, asta este o nebunie. Noi ne luptăm cu rolul celuilalt pe care și lea? ia. Pe care Dumnezeu îl pune să-l ia. Deci noi suntem niște actori nebuni pe scenă. Suntem. Și regizorul vine și spune lui ăla, uite tu joci rolul ăsta. Și tu să exact. te -și, și te cerți cu actorul că de ce joacă așa? Păi ăla joacă așa că așa l a pus regizorul. Asta este, asta este, dar cred că nu vedem uh, tot uh, big pi picture, adică nu vedem da, toată, da, tot tot realitatea A, în cum sens, se manifeste da. și Mai nu fel. avem toate nu avem toate cheile, avem câteva chei, dar nu le punem pe toate la, la punct, adică nu le avem, nu le practicăm da. pe toate și atunci vedem anumite rezultate, dar nu vedem complet. Pentru că dacă noi am am vedea sincronicități în fiecare zi. Sau avea, am avea cât de cât o pentru că Dumnezeu ne vorbește mereu prin sunet sincronicități. Mașini, da. numeri, oameni care îți vin și vezi că îți vin exact când trebuie să-ți vină. Adică conștientizezi din asta foarte profund în care tu să conștientizezi că e Dumnezeu acolo, atunci e mult mai ușor să vezi pe Dumnezeu în tot și în toate. Da. Pentru că dacă în realitatea ta tu vezi continuu, tu îți dai seama că tot el este cel care îți trimite și toți oamenii care vin sau toate situațiile de viață. Și atunci îți mult mai ușor să accepti situațiile de viață când știi că sunt de la el. Da. Știi? Dacă tu nu vezi anumite chestii și cumva te aștepți ca într-o zi să vezi anumite lucruri, numai faptul că te aștepți la, la lucrul da, ăla să-ți da. apară, nu o să-ți apară niciodată, că e o așteptare. Deci, noi nu trebuie să așteptăm cumva nimic. Pentru că avem mereu tendința că a, am făcut o lacă de practică și că n-am ajuns unde trebuie. E faptul că ai spus n-am ajuns unde trebuie, deja te-ai blocat singur. Da. Ți-ai creat o, o da. realitate în care tu îi spui lui Dumnezeu, Doamne, nu, nu, -i, nu ești suficient de vrednic. Asta îi spui. În adică în subconștient, dacă subcon adică, te gândești, n-am făcut suficient de bine, e ca și cum tu, fiind Dumnezeu în tine, spui lui Dumnezeu, Dumnezeule, n-ai făcut ce trebuia. Și da. el zice, a, n-am făcut ce trebuia, ok, caută-ți tu al Dumnezeu. Uh, uh, paradoxul mare este că uh, noi tot vrem să ajungem undeva, știi? Ăsta mm. e paradoxul, să ajungem undeva când, de fapt, noi, de fapt, trebuie să ne oprim n-a mai căuta, n-a mai vrea ceva, doar să ne oprim pur și simplu. Da. Și când ne oprim, -o, atunci o, a vine să, să el nu o să ne arată. Să nu avem nicio țintă. Da, da, da. Mm -hmm. da. Păi da. ni s-a spus că trebuie să ajungem undeva, Iuliana. Mereu ni se spune din toate direcțiile că trebuie să facem ceva, trebuie să facem o tehnică, trebuie să facem da. anumite să lucruri. Să atingem ceva. Să atingem ceva. Iluminarea asta, iluminarea. Am zis, mi-a venit imediat răspunsul ce înseamnă iluminare. Da, da, da. Deci, de ce căutam iluminarea? Și, și ei spun că aiul ăsta are două forme. Este forma eului și este din spatele eului. Dar nu ți se explică ce înseamnă de fapt exact, că cum, cum faci. Este să nu cauți iluminarea. Da, știi? Da. De fapt, tu, tu te iluminezi că nu trebuie să te iluminezi. Asta este e paradox, deci opusul. Și nu trebuie să faci nimic. Adică ca să te iluminezi nu trebuie să stai nici în cap. Nu trebuie să <laughs> faci nu știu ce șmecherii. Adică pur și simplu doar să lași totul să fie, să curgă. Dar de ce ne este greu? De ce nu este greu? De ce ne este greu? Nu știu, pentru că, uite, încă mai suntem conduși de ego. De asta ne este greu. Și ne întoarcem din nou la suferință. Suferința apare pentru că, uite, nu i s-a făcut pe plac ego-ului. Ego-ul și-a imaginat ceva și-a făcut niște planuri și-a făcut. Uh, și când sunt date, și e normal să fie date peste cap, uh, începe să se vaite. Și e normal și asta să se vaide, pentru că el așa își procură hrana lui cea de toate zilele. Deci el e îndreptățit să facă tot ce face. Da, și ai văzut o chestie că fiecare proiecție este o minciună? Normal că este o minciună, pentru că este proiecția lui. Și el este o minciună. El, el nu Ego există. Ego este, min... da, da, este Da, este o el însă și e o proiecție a noastră. Da, da. Și, de fapt, deci, de fapt, diavolul este în noi, cumva, dar el este doar o proiecție, cumva, Dumnezeu îl folosește ca o proiecție ca să ne aducă în starea asta de neutralitate. Adică, folosește proiecția asta ca să proiecteze în lume, să, să poată să, să intre în dual, să vadă lucrurile în dual, nu? să le împartăm da. bine și rău, să treacă experiența ca să unească opusele. Nu? Da. Deci, de fapt, folosești proiecția asta ca să vadă că nu avem nevoie să proiectăm nimic. Adică, nu avem, adică putem să o facem, dar vine cu suferință. Fiecare proiecție vine cu o suferință în spate. Asta vine la pachet și te lasă să-ți faci proiecțiile de multe ori ca să experimentezi lucrul ăla, da. Îți, îți vine suferința ca să te ca să conștientizezi că nu trebuie să proiectezi nimic. Adică e tot un proces de de autoevaluare interioară. Autotrezire, nu știu cum să zic. Autotrezire. Adică. Da, să evaluezi da. situațiile, experiențele și că este foarte interesant că uite și chestia asta cu mănăstirile sau biserica sau um, că eu am avut chestia asta în trecut să devin monk, știi? Da. Am zis, gata, nu mai. Era suferința așa de mare, cum mă certam cu partenerul câte ori în șir, eram epuizat efectiv fizic și psihic. Da. Și am zis, eu știi ceva, am să mă duc într-o mănăstire pentru că acolo măcar este liniște, este pace, <gătări> da? da sigur. deci mă clasic. Soția a urlat, adică a zis cum, adică mă lași așa cu toate acum, toate sarsanale pe cap, adică tu bărbat te duci să devii monc, ce te-a apucat, știi? Pe deodată a apucat-o și pe aia, același gând. Deci cumva vedeam că și ea avea tentativi de genul. Și mi-am dat seama și am zis, mă, stăteam și mă gândeam eu așa, dacă mă duc și mă fac monc, ce mai fac cu afacerea, adică cumva ego-ul, știi, se atașa și de lumea asta, știi, spunea, acolo poate plictiseală, adică făcea tot felul de proiecții, știi? Și am zis, am lăsat-o până la urmă, că am zis, nu, nu știu, cred că și sufletul, pentru care are anumite experiențe de trecut, nu te lasă să te duci așa de ușor într-un într lucru, știi, cumva, zice, mai nu știu, aveam, aveam senzația asta că adevărata mănăstire aici este în lume. Adică aveam cumva tendința asta să spun, măi, dacă aici nu pot să fac față, nu este obligatoriu că și într-o, când mă fac monc sau cum mă duc într-un așa din ăla, am să-mi găsesc vreo fericire. Pentru că este doar o pace, este o liniște numai în punctul ăla. Cumva sufletul mă trăgea înspre, înspre societate să mă țin aici ca să cumva să continui căutarea asta. Știi? Și ce mi-am dat seama, că locurile astea de izolare care sunt, că e biserică, că e mănăstire, că e așam, că e săstea, e, de fapt, fuga de viață. Fuga de... Pentru că dacă eu aș fi fost monc, asta a fost alt gând. Eu ar fi trebuit să mă nasc monc. Știi? Nu neapărat. Eu zic că dacă Dumnezeu vrea, dacă asta era intenția Lui, te-ar fi făcut. Da, dar m-aș fi născut în, în sectorul ăla cumva. M-aș fi născut nu în... Neapărat. Sunt nu? mulți care, care, au viață normală până la 40-50 de ani și dintr-o dată pe să duc la mănăsire. Da, dar asta nu înseamnă că îl găsesc pe Dumnezeu. Asta zic. Uh, da, dar asta vreau să completez. Că cine ți spune, cine ți poate garanta că acolo îți găsești pacea? Păi să i liniștit, că nici acolo nu-și nu găsesc mulți pacea. Noi cunoaștem păi, păi persoane a... care sunt a... doarse pe dos și acolo. Da, dar asta zic că cumva acolo, din cauză că fugi de viață, cumva cred că frustrările sunt mult mai mari pentru că tu te izolezi din niște experiențe pe care Dumnezeu ți le... așteptări te izolezi. Cu așteptarea că eu aștept... o să-mi găsesc liniștea, o să-mi găsesc că nu știu, mm. știi? Și atunci normal că o să-ți vină pe invers o să-ți vină numai provocări. Da. Da, și da. o să-ți vină probabil cu o factură mai mare, pentru că tu te eschivezi cumva de Experiențele pe care Sufletul și le-a ales dinainte, nu? Dacă totul ți este scris. Asta nu fapt... putem să spunem, că dacă ți este scris mm. să fii călugăr sau călugăriță, vei fi. Da. Da, da. Noi dar... nu avem control. Noi nu avem control la nimic. Adică, ce CN... ne. Am revenit iar la ideea că exteriorul e deja general, generat. Generat. Mm -hmm. Dumnezeu mm -hmm. știe deja ce se va întâmpla până la finalul acestei lumi. Da, dar de ce, de ce fac? Punctez chestia asta pentru că eu ce-am observat, da? mă uit la soție, ea s-a izolat în camera ei pentru o perioadă, am văzut cum ego-ul crește ca intensitate, știi? Și am luat raportorul ăsta la o chestie că dacă tu te duci într-o anumită locație, să zic, da. nu contează unde, și te izolezi de lumii, tu nu ai nicio glinzi cu care să te, să te reflectezi și atunci... În stare îndreptățești de... singur. Da, și atunci tu în starea de izolare, da. de fapt, ego-ul poate să-ți cum vrea la strună. Înțeleg? Asta zic. Știi? Da. Și tu atunci, în realitatea ta, tu îți blochezi realitatea și -ți cre... îți lași ego să te manipulezi toată frumusețea, pentru că tu nu ai raportor. De asta avem nevoie de ceilalți, să vorbim. Cum ai zis tu, trimiți un mesaj, suni un prieten, încerci să cauți și în lumea, în lumea asta în care noi trăim, cu toate provocările, e eu... Una să stai cu, cu 50 de pizza în jos să spui nu și una să stai într-un loc unde vezi pizza odată la șase luni. Adică și acolo îți provocările pe măsură, zic, dar aici sunt mult mai da. multe tentații. Și aici, având mai multe tenta tentații, și Dumnezeu îți, îți, cumva, îți, nu știu, îți accelerează vindecarea pentru că și El îți dă suportul să, să lucrezi cu tine, adică dându-ți atâtea oglinzi, îl conștientizez mai repede pentru că cumva îți dă mai multe chei, îți dă mai multe, știi, puzzle-ul mult mai, cu toate că este mai greu, în același timp vine cu mai multe daruri, știi? picând da. când între, între, patru pereți izolat, acolo tu crezi că ești cu Dumnezeu, dar poți să stai în Ești în cu starea... tăi, Ești cu, ești cu toți <laughs> demonii, dar zic, înțelegi ce zic? De asta da. zic, adevărat mănăstirii, de ce nu se spune că este în lumii, pentru că nu este în izolare, este în, în, în acceptarea vieții cum este și atunci înțelegi că fiecare om care are diferite forme sau are diferite da. caracteristici, începi să-l înțelegi pentru că te regăsești cumva ca model și în ei. nu? Și nu asta, nu vreau să absolutizez că lucrul ăla nu este bun sau e rău, nu? că fiecare, fiecare da. drum tot la el duce, dar zic că modelul ăsta de izolare este fuga de. Fuga de Dumnezeu, eu așa văd. Adică fuga de uh, suferințele vieții sau, uh, cum să zic, nu suferințele vieții, încercările vieții pe care trebuie da, să le trecem. Nu da. în da. focul vieții, știi? Și cu cât ne aruncăm în focul vieții și îl acceptăm, cu atât îl cunoaștem pe Dumnezeu și mai repede. Eu așa văd din propria experiență, da, pentru că am zis da. că dacă mă duc monc, eu n-aș fi ajuns la învățătorul român. Nu cred că aș fi ajuns aici, pentru că m-aș fi izolat de, de suferința de care aveam cea mai mare nevoie. Pentru că nu în suferința știi, aia... Nu știi asta, mm. Maria, nu putem ști. Adică asta e doar o, o scenarită acum a, a egoului. Mm. Pentru că mm. și dacă ajungi la mănăstire, și acolo sunt niște probe de trecut. Și acolo, adică că totuși ești în mănăstire, mai ai pe unii lângă tine acolo. Că nu ai zis că te duci peșteră, știi? Mm -hmm. Te duci mm -hmm. la mănăstire și acolo sunt niște îndatoriri, și acolo ai niște lucruri de făcut, trebuie să te supui, te ai niște lucruri care te o să te zgândăre pe acolo, ego știi? Da, adică ai niște și acolo cu care. Sigur. Cu care trebuie să le accepti. Da. da. Da, de fapt, oriunde este perfect, de fapt, nu este. Doar mă gândeam la chestia asta cu izolarea, că știu de la yoga când mă izolam. Și căutai căuta ego mereu să, să se eschivezi și dacă mă sună suna cineva, eram foarte răstit, că de ce mă sună acum, când fac mediat, adică cumva da, da. eram, eram într-o stare de nervozitate și imediat atacam fără să mă gândesc că, de fapt, omul ăla nu are nicio vină. El mă suna ca să mă scoată din confort, să mă scoată da. din, din, din proiecții, știi? Adică Dumnezeu îl trimitea să mă scoate din proiecții și atunci uh, o luam foarte personal. Ziceam da. că ziceam că acum mă sună da. și faptul de multe ori știau acei oameni că la ora aia cumva nu sunt de, nu sunt de dat sau nu sunt uh, disponibil și exact atunci mă sunau. Deci ce ul tău îți și <laughs> de asta, bă, ăsta o face intenționat. Să o face intenționat și mă luam de ei. Cu nesimțire așa, adică... Cu nesimțire și le repetam, nu da. mă mai sunați și mă sunau în continuu și asta, asta este de fapt, că nu înțelegeam că Dumnezeu îi punea Știi? Și da, ei, da. ei nu făceau nimic adică capul lor. Era pentru ego-ul meu să mă încasez, să, să adică să, da. să mă trezesc cumva. Era pentru pentru binele uh, sufletului. Adică era pentru binele meu. Știi? Era Iar izolarea, că... ce poate să facă? Decât că, uite, tu nu vrei să mai auzi nicio părere. Uh -huh. da? Pentru că tu ești convins că tu le știi pe toate. Și am, ajuns, am atins adevărul absolut. Lasă da. că știu eu cum e mai bine. Nu mai am nevoie de nimeni. Și te izolezi, dar tu acolo nu o să stai în pace, că nu ți-ai golit mintea, ta tot o să meargă și o să macine și o să facă scenarii. Vorbesc acum special de o femeie, că femeia nu poate să stea liniștită așa, mai ales dacă o face, să zicem, nu din neapărat dintr-un motiv Păi sunt în pace și, uite, chiar simt nevoia să stau cu mine. Dacă o fac așa, din faptul că, uite, în familie nu merge bine și mă încăpățânesc, mă izolesc cu o încăpățânare, de acolo încep să lucreze planuri, să lucreze fel și fel de scenarii și ego-ul crește, să face dolofanel, știi? Da, și iese de acolo obezel, așa, știi? Da, da, da. da el singur uh... și-a dat dreptate acolo și și-a făcut și scenarii și tot așa. Da, dar uite, vezi, că, de exemplu, la yoga ajungeam la o pace, dar era pacea egoului și nu aveam cum să fac diferența. Asta este, adică cumva egoul, te păcălești că ai ajuns la o anumită pace. Știi? It's, it's... Da, era pacea aia probabil de moment. Că da, de tot... moment. Da, da. da. după aceea și ai din uh, poziția ce, nu știu ce. Pelicanului. Ce poziție tu la yoga, nu știu? Da, da. -am, făcut, am, am trecut prin multe poziții, da. da. Erau și poziția luptătorului, poziția că de asta și fetele care fac anumite poziții, îmi dau seama că se masculinizează. Adică văd da. foarte clar anumite poziții care sunt de puterii și da. cumva în, în subconștient, de nu știu că sunt programate, știi, da. și, și fând, fiind foarte puternici în masculin ce se întâmplă? Devin foarte naivi. Ele nu știu. Ele, chiar dacă se cred puternici, faptul că își schimbă rolul, Dumnezeu le testează mult mai puternic. Adică li trimite diavolii mult mai, mult mai serioși. Adică da, mult mai da. cu încercări foarte puternice ca să le scoată din poziția de bărbați. Dar ele ca idei, sau când, când mă duceam la yoga, toți prin iluminare. Deci tot cu o țintă mă duceam acolo. Nu mă duceam ca să-l slujesc pe celălalt. Era pentru binele personal. Simul. Era să am, să am un corp mai frumos, adică să fiu mai sănătos, dar ele făcând anumite poziții de bărbați, nu? Ele nu și, adică automat își pun și un pantalon, automat fac o poziție. Am observ, observam cum erau foarte drastici cu bărbaților, adică când veneau să le ia de la, de la, de, de la clasă, nu erau blânde și buni. Adică nu, erau foarte serioase cu ei, le dădea comenzi. ego-ul la spiritualității, știi? Că te crezi, da. uite, că eu pot să stau un degetul mic și tu nu poți. Tu nu, nu poți să faci nimic, da. da, da. da Deci aveau ca o, o formă de dispreț și o ură, știi? Foarte bine mascată în, 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 în chipurile că eu caut să... Să mă găsesc pe mine, că asta spunea. Că da, acolo era, da. știi, să te găsești pe tine, dar, de fapt, pe tine se referă la ego, cum să-ți găsești ego mai puternic, știi? E bine nu așa. Să... Da, e bine. <laughs> Bingo, <laughs> bine cât... Da, da nu-ți spune că trebuie să faci slujire, adică, nu, nu-ți se spune, pentru că dacă ți se spune că trebuie să faci slujire, nu ne convine lucrul ăla și nu este, <laughs> nu, e, nu poți să vinzi nu este o chestie care e, e, e vandabilă, știi ce da, zic? da. Da. Adică nu, e, nu, este o acțiune pe care o, trebuie să dai un ban ca să o faci. Nu? Din, în primul rând nu ne vine să slujim pe celălalt, pentru că nu ni se pare că câștigăm nimic din acțiunea da. aia, nu? Și doi la mână, dacă cineva spune chestia asta ca cheie, nu? Adică îi spune, uite, dă-mi acolo 100 de dolari, dau niște chei, când îți spune că trebuie să slujești pe celălalt, vine să, să, și la bătaia. Adică eu îți dau banii da. pentru o nebunie din, din genul ăsta. Adică pentru că mintea nici nu nici nu conștientizează că lucrul ăla te duce la Dumnezeu. Adică nu-i vine să creadă. Da, da. Pentru că nu are raportor în exterior să vadă că altul ar face lucrul ăla. Cum, cum ne dăm seama că ceea ce tehnică aplicăm noi sau ce învățături ajungem și asta nu sunt alea bune? Faptul că ne vor crește ego și vom începe să-i vedem pe cei de acasă inferiori. Mhm. Mm noi vom fi undeva, wow, pe un or, plutim, înțelegem lucruri. Și ei au rămas tot în starea aia de uh, animalitate dragă, știi? Că eu am ajuns deja... <laughs> da? Pe când dacă... E atunci, un mândrie. Da. o mândrie, nu? Pe când dacă suntem pe învățătura exact care trebuie și asta cum ne, ne tot amintește Marius că trebuie să fim robul tuturor, păi din poziția de rob al tuturor nu cred că va vă... Va ajunge niciunul să-l vadă pe altul mai sub el, nu? Dincolo. Da. Mm -hmm. Nu te duci, nici tu nu te vezi, chiar dacă îl slujești, nu te vezi sub el, știi? Te vezi una cu el. Una cu el, asta e. Asta da. e marea și mica diferență, cumva, știi? De fapt, tu îl conștientizezi pe, pe Dumnezeu din el, care da. este și atunci, da. atunci normal că îl acces pentru că te vezi pe tine. Și atunci. Da automat se face schimbul ăsta de, de informații, ca un schimb de energie care se întâmplă și atunci ai observat când, când stai și vorbești cu cineva și te uiți în ochiul lui, tu te transpui în persoana lui. Adică cumva simți că lucrurile alea sunt și din tine și da. parcă te pier se pierde eu ăsta, ego-ul. Se dispare, efectiv dispare și te, te vezi în el. Adică da. eu am observat chestia asta în ultimul timp când stau să ascult pe cineva conștient și nu întrerup și îmi văd de treabă și mă uit în ochiul lui și îl ascult, mă prind în povestea aia și cumva îmi dau seama că Divinul... Ești El. Da, ești El, îl conștientizez, că și în El Dumnezeu, adică conștient lucrul da, ăla. Da, și nu da. mai văd diferența între El și mine. Adică devenim un, da. una și aceeași energie, se unesc energiile astea, știi? Și nu, nu mă mai văd separat. Da. Asta este minunea. Că nu te mai vezi separat și atunci ți mult mai ușor să-L conștientizezi pe Dumnezeu în celălalt. C Când faci ceva pentru celălalt, de fapt, tu înțelegi că nu faci pentru el, pentru un eu separat, faci de fapt pentru tine, adică pentru Dumnezeu, știi? Da. <laughs> nu e, nu faci pentru nea Ion, na, că tot n-a venit să expresia asta mm. în discuție, <laughs> da? Nu faci pentru nea Ion, pentru că acolo e, ești tot tu, Ești unul, mm -hmm. spune Ion. Deci faci tot pentru tine și în amândoi e Dumnezeu. Deci ce să mai Da, și ce interesant că cu cât faci mai multă bucurie celuilalt, bucuria se revine înapoi. Adică cu Drag. cât oferi mai mult și dăruiești mai mult, cu atât îți vine mai mult înapoi. Adică noi nu știm mecanismul ăsta, știi? Da. nu nu, nu știm secre... e un mare secret. E o mare secretă asta când. Când tu dai mai mult, îți vine mai mult. Adică, automat se întâmplă. Nu este că se întâmplă sau nu se întâmplă, că tu, de fapt, ce faci? Iar răslu-Dumnezeu mai mult în credere. Da. Te golești mereu de ego și atunci divinul un gol ăla, vine automat să-l umpli. Da. Plus că, uite, cei care au copii pot uh, înțelege mai bine acest sentiment atunci când, uite, faci o bucurie copilului. Da? I-ai făcut o bucurie și tu te bucuri enorm în bucuria aia lui. Ești acolo, cred că te bucur mai mult ca el, știi? Da, da, cam asta da. Asta da, se cum? simte când faci pentru oricine mm. altcineva, cam așa, cam ăsta ar fi etalonul, să zicem. Da, da, și simți o bucurie care nu este de pe pământ. Cumva simți o bucurie că îți, îți dă aripi, îți dă aripi să da. zbori și atunci... Da. Este, este, exact cum ne spune Marius, noi suntem în vizită și suntem zburători. Adică chiar simți că îți vine să zbori de pe pământul ăsta, pentru că ei făcut-o așa bucurie, că, cum ai zis tu, bucuria aia care o faci, îți anulează ego efectiv. Cred că, de fapt, bucuria aia care o vezi în ochii celuilalt, E Dumnezeu așa de bucuros că vrea să-ți să arate bucuria, să -ți o transfere, să spună, uite, fă lucrul ăsta cât mai des. Uh -huh, uh -huh. Adică să te atenționezi cumva, asta este un ok, foarte important. Da. fă-l pe celălalt bucuros înaintea ta, ca să-ți elimine ego-ul ăsta. Să-ți elimine egoismul ăsta, că ego-ul de la asta vine, de la egoism. Adică eu pentru mine, primul. Da. Știi? Și îți dă după aia și exact ce ai nevoie pentru tine. Asta este... Deci nu numai că îți dă în plus, îți dă exact ce ai nevoie, îți da. dă și în plus să faci mai multă dăruire, adică cumva are mecanismul ăsta de autogenerare continuu, știi? Da, da, Știi, că uite, mai spunea tot Marius, spunea că de obicei noi când ne trezim dimineața ne gândim ce, să, ce mai fac astăzi, știi? Dar ia să mm -hmm. te trezești dimineața, ia să văd cum îl, pe cine mai fac fericit, știi? Cui mai aduc bucurie? Adică tu să nu existi când te trezești dimineața, știi? Da. Să te trezești de fapt doar ca să te gândești că ai de făcut cuiva viața mai luminoasă cumva. Da. Da. Da, pentru că automat se elimină, se, se, se anulează ego-ul când te gândești. da. da, pe da cine da. să faci bucuros. Uh -huh. știi? Chiar că la început o faci dintr-o dintr mecanică sau o faci un, un automatist, dar observ că cu timpul, da. făcând lucrul ăla, devine natural și nu ți mai pare ciudat să o faci. Adică noi, noi trebuie să ne antrenăm să trecem de ego-ul ăsta, că el are niște mecanisme foarte bine înrădăcinate. Dacă da. suntem la mia reîncarnare, Automat că de o mie de ori trebuie să faci acțiunea ca să, ca să cumva, să o reformulezi, să, să o reformulez, rescrii, știi? Da. Yeah. Păi să nu uităm da. că noi suntem ca niște sportivi, da? M Am mai zis asta. Ne pregătim pentru o Olimpiadă. E normal că la început, când te-a pus să practici un sport, n-ai să fii azi. Îți trebuie o practică, practică, practică. cazi, te lovești, te brănești, mai plângi, mai, știi? Dar încetul cu încetul mm -hmm. încep să-ți iasă figurile alea. Eu știu, la bârnă, Nadia Comănești, ce, a luat 10 la la Montreal, așa, din prima, a venit de acasă de la mama ei și eu ce, ce frumos mi-a ieșit. Nu, zăraca, nu mai ea știe ce muncă a fost acolo. Da. Și ce mi s muncă. și jertfă. Jertfă, uite, jertfă. Da? Mm -hmm. Niciun sportiv nu reușește nimic fără jertfă. Da? Se, da. se jertfește un sportiv. Se, se, restrânge exact cheile care ne le spune Marius. <hă> De că nu vine niciunul giftuit acolo și să apucă să facă nu știu ce giumbuș lucruri, știi, și i-au ieșit. Nu. Renunță la multe ca să poată să ajungă și să aibă un rezultat. Am observat că și în binarii, cu cât ne răsângem mai mult, cu atât avem mai multă claritate. Dar cum să nu? Pe și conștientizări. Și conștientizări da. mai puternici. Da să știu binariile care sunt făcute în preajma Crăciunului și a <laughs> <laughs> la, Nu știu. E o diferență. Ce să... E o mare diferență. Deci da. De fapt, ma materia, materia ne mănâncă sufletul, cum zici mai marus. Da, și mintea, și totul ne orbește, ne prostește, ne surzește. <laughs> și... Da, e bine și așa. Uite că... E foarte bine, da. ne trebuie da. toate experiențele. Da, da. Așa vrea el. Să experimenteze mm -hmm. lucrurile astea prin, prin noi. Da. Și mai este o chestie. Cu cât nu, nu dai importanță exteriorului, adică cumva, nu, restrângerii, accepti, acces părinții, înțelegi că exteriorul e deja generat și nu-ți mai bagi capul cu exteriorul, adică nu-ți mai vine efectiv îți dai seama că și ce se întâmplă în lume nu te mai afectează, că ești în altă realitate. Da. Ești într-o realitate paralelă cu ce se întâmplă. Și atunci, când auzi zvonuri de genul, au, ce se întâmplă acolo, vai de mine, mă mă, mă, ce se întâmplă. Îți dai seama că lucrurile alea oricum po întâmple... po pot să întâmple. Pot să rămână la nivel de zvon. Pentru dizionii Care nu te ating și nu te ating efectiv. Da. Pentru că îți dai seama că zic e doar. O, cum spun, deci, cum spun indienii Maia, deci chiar chestia aia, conștientă îți dai seama că e doar o proiecție. Da, da, da. Care da. Dumnezeu o, o schimbă oricând, când vrea. Deci. Și nu te mai afectează, pentru că nu te mai identifici cu un ego care se intre în dual. Da. Asta da. este ideea. Adică tu nu mai ai rolul actorului, tu devii spectator. Și când e spectator știi că e doar o scenă pe care Dumnezeu o învârte și o sucește pe toate părțile da. și tu nu mai ești, nu mai faci parte din scena aia. Adică tu, tu doar te uiți detașat de ea. Și atunci automat nu, nu mai, nici, nici zvonurile alea nu-ți mai vin în, în realitate pentru că nu mai crezi în ele. Nu, nu le mai, mai dai atenție. Da. Nu-ți nu mai focalizezi energia în direcția Da. Da. <laughs> <laughs> și El... rămâne doar nu mai rămâne ăsta. Contemplarea. 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 Da. da. Admirația. Da. Uite, că suntem tot într-o alergătură continuă în, via în viața asta și uităm să, ne, să ne relaxăm. Adică noi confundăm și relaxarea. Relaxarea ce facem? Ne punem la televizor. <laughs> Cam asta vedem când am putea să ne ducem undeva în natură și să stăm și să contemplăm natura. Și atunci am intrat și într-o comuniune cu ea și într-un dialog cu natura, dar așa înseamnă să o contemplăm două, trei, patru ore, nu uh, cinci minute, zeci minute de asta pe o băncuță, știi? Doar să stai și să vezi cum trece pe lângă tine. Fără niciun Cumea. scop. Fără niciun scop, cu mintea golită, fără să șudești nimic în jurul tău. Da, și îți crește și spiritul de observație când faci lucrul ăsta. Adică, faptul că stai în natură câteva ori fără să spui un target, da. ești, mult mai ești mult mai atent și la ceilalți când vorbesc. Adică, ești mult mai activ și mult mai prezent când, și într-o conversație, știi? Cumva îți antrenezi, îți antrenezi capacitatea asta de observator, de a observa da, lucrurile, da. știi? Și atunci vezi oglinzile mult mai clar. Adică, le, le observi când se întâmplă pentru că tu e, ca o, vederi ca vedere care ți se ascute, adică da. simț, simț o, simțul, o ăsta, știi, a observării, după aia îți, îți, amplifică cumva, adică vezi cât e de profund Dumnezeu și în tine, adică da, vezi da. Cu, mai cu profunzime în spatele, în spatele, cum să zic, interfeție astea pe care ego-ul ne spune, tu vezi în spatele cortinei ce se întâmplă. Cumva între da, în... intri una cu el. Da, de cu el, dar intră în spate, adică îl vezi pe regizor ce face cumva. Da. Cum, cum, lucrează în spate. Adică și vezi că este o forță care, care manevrează toate, toate manifestările astea lui. Da. Da. Da, și asta cu natura e minunată, în special să mergi cu picioarele goale în iarbă sau asta să te conectezi cu, cu pământul și să da. faci, nu, să o faci dans, de relaxare, care da. nu consumă energie, ca alte metode ale noastre de relaxare, sunt mari consumatoare de energie vitală. Dar asta de, cu natura este o metodă care nu consumă energie, din contră, te, te încarcă. Și îți, îți, îți pierzi mintea, îți pierzi ego da, în natură. Da, da, Ai da. observat, îți pierzi gânduri, Gânduri nu mai sunt așa de puternice, adică te reconectezi la tine. Începi să auzi zgomotele din sud, succes, o pasăre, un foșnet, o lucruri care nu le-ai auzit uh, când uh, erai așa în societate. Aia. Da, din mm -hmm. cap, știi? Da, și îți dai seama cât e de perfect, natura, adică cum sunt toate în da, da. uh, sunt, sunt armonie. Da. S -s, sunt toate uh, calibrate cumva, au anumită frecvență, știi? Mm -hmm. Și da, este, este un, un bun raportor. Adică te raportezi la, la natură și vezi că totul este într o sincronicitate și acolo dacă te uiți. Da. 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 Deci când faci chestia asta devii una și cu natura și cu Dumnezeu ăla sub formă de natură, știi? Mm -hmm. Și asta. Da. Cred că trebuie să ne oprim aici că eu voi intra. Da, am binas. observat. Bine, bine. Da, intru în Marius. Ileana, mulțumesc da. foarte mult și pentru binarile voastre, sunt Mi fantastice. Uh, mare, Mi-a uh, mare plăcere să discutăm, să vorbim, să despicăm uh, suferința asta. Cred că toți am, uh, nu e unul în lumea asta să nu fie experimentat-o. La diferite nivele am experimentat-o cu toții. Și suferința aia care ne-a dus la nebunie și aia care ne-a îngenuchiat, <laughs> știi? Au fost toate, uite... Vorba ta, adică au, toate au rostul lor, toate au farmecul lor, putem spune așa. Și, și când, când plecăm de aici, o să ne uităm la suferințele alea ca, ca, o, ca o glumă bună, adică o să ne uităm da, cu da, drag da, la ele, da. adică o să ne dăm seama ce, ce rol a jucat Dumnezeu și o să. Deci, când ajungem în punctul în care să ne acceptăm trecutul. Și să da. înțelegem că tot ce s-a întâmplat a fost cu un rost, nu cum ai spus și tu, și că Dumnezeu și-a da. luat rolul ăla, atunci te uiți așa și nu mai e personal. Asta este. Acolo se face diferențierea, că nu mai, nu mai e lucrurile personal. Da. Ai văzut că am întrebat-o pe Miha în binarul ăla. Dacă tu realizezi că cel din fața ta, care, între chilimele, ego egoul percepe că vine să-i facă rău, da? și îl vezi pe omul ăla care te chinuie într-un fel și chip, fie cu băutura, fie cu altă adicție, fie cu alte slăbiciuni, cu nu știu ce, și tu realizezi că ăla e un actor care vine din iubire să te ajute, gândește-te că dacă ai fi primit tu rolul lui, cum te-ai hmm. fi simțit? Asta e. Să, să ne punem în papucilor? Da, în papucilor. Uite, să joc un rol unui bețiv sau eu știu ce altă adicție să am sau deci eu aleg acest rol, l-am acceptat, nu l-am ales, ca să vin să te ajut pe tine, să înveți iubirea necondiționată, să mă iubești pe mine așa cum sunt eu. Știi? Că merg pe șapte cărări, că vorbesc de doaselea, că îți dau o palmă pe da. ceafă, că Dar tu îți dai seama câtă iubire simți un bețiv când tu l-accepti da. așa cum este. Da, Pentru că mi, mi se întâmplă experiența asta cu oamenii străzi, Deci le, le sticlesc ochii, nu le vin da. să cred că cineva poate să iubească necondiționat, efectiv, da. adică și tu te încarci cu atâta energie vitală cum faci lucrul ăla, pentru că te lași cumva din, nu mai e numai superior, te vezi una cu el da. și ai văzut și tu, Iuliana, din experiența ta, că tu ai spus ai spus și tu același lucru. Păi să zic nivelul cel mai de jos, adică când ești pe stradă nu este confortabil și nu este ceva la îndemână oricui. Îți trebuie mult curat să fii pe stradă și să învii multă putere. Și să vină cineva care are bani și are cumva o stare mai bună sau cumva este are una de post, are mâncare, nu duce lipsa zilei de mâine și să vină să stea cu tine, să-și dea din timpul lui și să se vadă egal cu tine, pentru da. mine aia este o experiență fantastică, adică de de cum să zic, de de smerenie, eu așa o văd. De smerenie, o văd o, da, de lăsare, de iubire, de, de umilință, umilință față de ceva, adică cumva, știi, și atunci te ajută foarte mult să-L vezi pe Dumnezeu, în tot și în toate, pentru că nu da. îți dai e. seama, da, e, 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 e o practică foarte bună. Cine și nu acolo vede. Da, și cred că acolo îți vezi și răbdarea pe care o ai, știi? Că da. <laughs> oamenii străzii, adică ei cumva vor să stai cu ei cât mai mult, că simt căldura aia, au nevoie de căldura aia, știi? Da. Uite, cine nu credeți și cine vrea să experimenteze, poate când iese primul om al străzii, primul care îl cerșetor în față, nu numai să-i dea bănuți, că de obicei asta facem, dăm bani și plecăm mai departe, știi? Gata, va? am bifat, știi? <laughs> Dar ah. să se oprească, să stea, să, să, nu știu, să vorbească, să scoată două vorbe de la el, să-l atingă pe mâini, pe, pe umăr, pe cap, unde vrea el, dar să simtă omul ăla că contează, nu? Că este ca și când arunci unui câine pe stradă în colț să pâine, știi? Și dacă omul îți cere și de mâncare și mai e o pizza și spui, haide că iau și o felie cu tine să mănânc aici, păi spune, da. cu e, e <laughs> da. da, da. Și, știi ce e foarte interesantă ca experiență? Te uiți și în jur, adică ego ai să vezi că o să aibă tendința ca acela să te critici. Adică ai să vezi că ego ai să-ți observe ego cum cumva se uită la ceilalți să vadă dacă cumva spun ceva despre ego tău, știi? Da, da, da. Adică ai, ai, să ai, ai să ai, poți să faci antrenamentul ăsta să vezi dacă cumva te înjosești cineva, știi, sau ai vreun gând de genul ăsta. Și dacă ai gândul ăsta, ai să vezi că chiar așa o să întâmple. Oamenii o să vină spre tine, o să uite ciudat, știi? Pentru că da. tu crezi realitatea aia. Dar faptul da. că nu spui nimic și te vezi una cu el, ai să vezi că numai aia este realitatea care trăiești una cu el și atunci te absorbi în, în iubirea aia care ești. Da. Și ei, fiind foarte umili și fiind cu Dumnezeu, pentru că ei sunt foarte prezenți acolo, nu? Ai văzut că și pe stradă trebuie să îți trebuie o atenție foarte sporită, o vigilență maximă, știi, ca să, ca să supraviețuiești. Faptul ăsta că el trebuie să supraviețuiască, ai văzut? Și ei sunt mult mai atenți că la tine. Când vii în realitatea lor, ei vor să stea să petreacă timp cu tine, dar noi, având ego grăbit, Îți vine să dai bani și să pleci, să zici că n-am timp de tine acum. Lasă-mă că fac altă dată, știi? Da. Ai, avem automatismul ăsta și așa putem să ne verificăm dacă putem să lăsăm totul pentru o străzi Acolo este perfect ca exemplu, pentru că atunci spui, da. știi ceva, am las ziua asta care e plină de proiecții, nu? Am să stau cu omul ăsta să văd ce se întâmplă. Adică cu și Dumnezeu. Ai... Cu Dumnezeu, dar. După o experiență de genul ăsta, te încași pentru o săptămână. Eu, da, af, da. Și, Adică am observat cât e de puternică o, o astfel de experiență. Știi? Da, da. Și să te duci cu el. Nu numai să iei pizza, să-l întrebi ce fel de pizza vei, dragul meu. Adică să te de pui eu. pentru... Știi? Da, da, să te da. duci să lași pe el să aleagă pizza. Da, 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 să, tu, și tu să fii pe fundal, nu să vii în față să dai bani să arăți tuturor că tu ai făcut uh, vreo yeah. plată. Nu. Tu ești în spatele lui fără nici măcar să existe acolo, adică să-l lași pe el să fie în prim plan. Da, da. Da, da. deci e de experimentat. tot este experiență da. minunată. Recomandăm. Știți? Recomandăm, da. da. Asta este, chiar este și... Și atunci ai să vezi că și mirosul sau asta dispar. Adică când ești în starea da, aia, da, nu-ți nu mai, miroase, că nu, nu ți mai... Îți vine nici fumatul, nu îți mai vine îți miroase, cu îți da. îți miroase ceva, <laughs> 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 îți miroase gurul. miroase da. <laughs> da. E, cam, e cam puternic, da. 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 Bine, mulțumesc. Bine, Marian, mulțumesc și da. eu. doresc și o eu. seară bună. <laughs> și, și ții la fel. Ne mai întâlnim, vorbim. Da, revedere. o să vorbim, o să facem pe, pe, pe secvențe, pe subiecte specifice. Mm -hmm. Da. Bine. La revedere!